Wow, merg și eu la întâlnire. De când am mai fost? Cred că de pe la vârsta de 14 ani? E ceva timp de atunci. Hai! Hai, bine că m-ai salvat! Îți dai seama ce chef am, nu? M-am Să merg. furișat. Vai, mă, dar ce frumoasă Ce frumos, ești! dar și tu. Mamă, dar tu chiar te-ai pregătit pentru Păi, debuta dar asta? cum Eu vrei abia să mă aștept să duc, te invit, oricum, bine? cum? Mă duc. Eu zic să pornești cu Amica, dacă vede Amica Știi cât stăm? Tulito? Jumătate de oră pe ceas, Mona Lisa. Nu stau mai mult, nici nu știu Hai, cine e, n-am niciun chef. dai numai, că iese la micu. E liber? Hai, plecăm? Da. Na. Mamă, dar ce vreme e afară? Ce tu ai chef de întâlniri pe timpul ăsta? Mă mai spui și pe mine cu tine. De ce nu te-ai dus singură? Ce să te duci singură? Sincer, nu era momentul să plec, dar m-a sunat Cami, m-a rugat și am zis, de ce nu? Ciao! Ciao! Eu sunt Camelia, cu tine trebuie Ciao! să mă Da, văd. cu mine. Ciao, Sabine, Camelia! îmi pare bine. Bună! Bună! Sabine, îmi pare Mona bine. Lisa, da, mulțumesc, mă. Frumos! Da, scuze, am întârziat puțin. Am rămas fără mașină, am lăsat Nu e mașina. nicio problemă, ca de obicei, femeile din ziua de azi. Da, așa este. Te-ai comandat deja, te-ai Da. descurcat. Păi am cam așteptat ceva timp după voi. Scuze, am întârziat doar, cred că 40 de minute. Parcă. Asta e, numai atâtea scuze. Important este că am venit, oricum nu putem să stăm foarte mult. Da. Poate bem și noi o cafea. Da, nu putem să stăm foarte mult. Chiar nu par genul care să meargă la biserică. Și eu am un tatuaj. De fapt, mai am unul. E nesemnificativ. Da, văd că ai tatuaje, ești vopsit, șuvițat. Ce metodă ți-ai aplicat? E un alb normal. E un alb? Și cu ce ți l-ai decolorat așa de bine? Eu tot am grijă să nu mi se rupă. Nu știi? Nu. Da, mă, că băiatul arată Nu, bine, este ești, îngrijit, da, chiar nu? ești Și foarte, totuși, ești cum foarte de ai drăguț. venit cu mătușa ta? Trebuia să ne vedem doar noi doi. Mătușa? Cum ai zis? Mătușa? Serios? Sper că glumești. Că dacă nu-ți pun masa în cap. Ce-ai spus? Mătușa. Mi s-a părut că n-am auzit Da. bine prima dată. Dar nu-i Eu știu mătușa că nu mea. mi-am rostul aici, dar na. M-am întâlnit cu ea pe drum și... S-a întâlnit, da. Cu mine pe drum. Cu ocazia aceasta a zis, bine, hai, ne întâlnim, știi, ca să nu renunț la întâlnirea aceasta. Am luat-o cu mine pentru că apoi noi vom avea Să puțină înțeleg că ai treabă. vrut să-mi dai țeapă. Nu, pentru că eu sunt un om de cuvânt, doar că a intervenit ceva și trebuia să aleg, ori nu mai vin, ori vin cu Mona Lisa. Am înțeles. Nu poți să ieși la o cafea, că numai pe telefon stau. Se pozează. Mulțumesc! Puteți să mai mi-aduceți niște lapte și o apă A, vrei să plată? zici că toate fac așa, nu? Da. Stai, Mona, să Cam, trimitem. nu poți tu să fii un pic mai Să nu vă diferită? enervați, că sunt niște fete foarte pretențioase, după cum le văd. Nu, nu, nu. Da, stai că mai am de răspuns la un mesaj. Serios, acum am venit să vorbim sau să stai pe telefon? Scuze. Și cu ce te ocupi? Am o firmă de transport. Da? Duc oameni la fabrică. Cu ce? Cu microbuze. Câte ai? Nu contează, am. Ai. Nu, ce Am. modestie. Da. Și altceva? Ce ai mai, Altceva, nu nimic, timpul știu, liber, nu te-am prea distracții. văzut prin oraș unde te Păi nu, că distrezi? sunt tot plecat prin concedii. Serios? Da. Și noi suntem plecați oricum destul de des. Am Și observat. noi, da. Da. Pe unde ai fost în concediu anul acesta? Anul acesta nu am avut timp să-mi iau concediu, tocmai ce m-am întors din America, dar intenționez să În merg. ce ocazie prin America? Am avut evenimente. Am înțeles. Deci am fost la lucru, nu știu cum să mă mai împart, dar tu pe unde ai fost? Spune-ne tu. Am fost plecat în Dubai, m-am întors de 2 săptămâni și acum intenționez să plec în alt concediu. În ce? Unde? Nu știu, aș vrea în Punta Cana. Mă, ce fain! Da, și Cam își dorește foarte mult să Da, îmi meargă pe doresc și acolo. eu. Uite, Unde mai vrea să mergi? poate... Da, într-adevăr, în Punta Cana. Dar nu, că eu deja mi-am făcut programul cu prietenele, cu fetele. Da, Dar aș mă duc pe la aprecia, termale, da. la Herculane. Mătușa?
Eu, că, ba, eu asta am zis, mi-am făcut concediu cu familia la băi termale, la Herculane. Da. Probleme cu spatele? Mă, mie a început să fie drag de tine, adică te văd om muncitor. Chiar îmi place că, uite, ești un băiat de actualitate, așa, modern. Ai trăsături finuțe, ce ochi frumoși are. Da, da. Mulțumesc. Ai și gropite. Și mă gândesc să-ți dau o șansă, dar tu te legi de articulațiile mele, mă faci mătușă. Dar nu înțeleg, acesta este cioc sau barbă? Cum cioc. E un băiat fain, Cami. Poate ar trebui să mă retrag și totuși să rămâneți voi doi, Cami. Nu, Mona, că știi că noi avem treabă. Știi ce, Sabin? Uite, bem puțin, deja am stat peste măsură, dar da, cred minute. Că ne vom mai vedea. Știi că eu am un program foarte încărcat, mi-a părut bine. Dacă te rog frumos, dacă tot ne-am văzut, nu ne duci pe noi să, ba da, cum să-mi iau mașina. Doar că este într-un alt oraș. Mi s-a stricat și am lăsat-o acolo, nu-i foarte departe. Ca de obicei, femeile din ziua de azi. Da, e la 2 ore distanță. Poți să ne duci, te merge, rog. Merge, merge, merge. Se pare că avem parte și de un gentleman. În cele din urmă s-a oferit să o ducă pe Camelia, bineînțeles și pe mine, cu mașina să-și ia, dar îndoie mașina de la service. Și simpatic. Și binevoitor. Îmi place. Tu ce zodie ești? Rac. Nu pot să cred, ca și mine. Da. E zodia rac, uite, Mona le are cu astrologia. În cât ești născut? 30 iunie. Nu pot să cred, e un 23 iunie. Ce frumos. Înseamnă că ești sensibil, ești familist. Foarte sensibil, da. Și familist. Ești? Da. Păi și atunci... Ești la întâlnire așa? N-ai mai fost într-o relație? Întreb am și eu. Am fost într-o relație. Probabil. Am avut o relație de 5 ani jumate. Păi wow. Și nu s-a lăsat cu nuntă? Nu s-a lăsat cu nuntă. Păi de ce? Nepotrivire de caracter. Oh, cam mult ți-a dat. Cam mult ai lungit-o ca să-ți dai seama că nu vă potriviți. Alții au deja o căsnicie în 5 ani de zile. Da. Adică... da. Dar copii? Tu intenționezi să-ți faci o familie? Sau? Că din moment ce vreau să ies cu tine... Să te cunoască? Da. Păi cum ești cu mine, probabil ești și cu altele. Hai, mă, dintr-o relație de 5 ani de zile, cam mi se pare că e băiatul serios. Ești ok, da. Mulțumesc. Da, e ok. Dar să revenim la relații. Fata era de aici, din oraș? Da, din oraș, dar... Lucra la tine? Șoferiță pe autobuz sau cum? Nu lucra la mine. Da. Draga mea, stai liniște că nu cred era că asta contabilă. Caută. Șoferiță. Era o fată oarecare. A oarecare? După 5 ani de zile spui o oarecare? Păi era cu studiile, cu medicina. A, la medicină? Da. Cami? Da. Păi și ea este artistă. Te-ai hotărât așa să acorzi e cam greu o șansă unei astăzi, fete dar... care e opus a ce ai avut? Păi aș vrea să încerc. Stați puțin. Să știi că nu are, să... nu are o meserie ușoară. Nu, până să încercăm, eu zic să... mai ieșim, să ne mai cunoaștem. Încep și eu ca mătușa, deja vreau să-i fac pipiala. Mie îmi place, mie chiar îmi place de Sabin, sincer. Da, e ok, dar nu poți să-ți dai așa, să te arunci cu capul înainte, Mona Lisa. Tu știi că eu da, am dar, avut uite, dacă tot mai trec după tine, eu știu, Cami, dacă tot mai trec după tine și dintr-o experiență totuși de 15 ani de dar cea mai lungă relație ta care a fost? Da. Doi ani. Întrebare. Doi ani? Da. Doi ani, Cami? Da. Serioasă, fată. Sau a fost mai mult? Nici nu mai știu, a fost eu cred mult. Că mai mult. Nu mai știu, a fost dar a fost la început de tot. Da, am eram mai copilă. Pe urmă m-am axat foarte tare pe carieră și nu am mai avut timp de relații. Da, am înțeles. Dar să nu vorbim tot de relații, hai să vorbim, de exemplu, despre autocare. Câte autocare spuneai că ai? Dar chiar nu înțeleg deloc pe Camelia. Eu o cunosc foarte bine, ea nu este deloc materialistă. Ce? Doamne, iartă-mă cu vorbele astea la ea. Ai mă, o să-ți repeteze după aceea că ești materialistă. Dar nu care... sunt, că știe că nu sunt. Uite, de exemplu, mi-ar trebui când plecă cu fetele un autocar mai mic, un microbus. Da, se poate. Se poate? Da, da, da. Și când merg cu formația la evenimente în țară, nu știu, rezolvăm. Poate rezolvăm de un contract sau... Da, dar aici nu am venit să vorbim despre auzi, un contract. Auzi, dacă te pui bine cu băiatul, te rezolvă cu unul de tot. Cu un microbus? Da. Din ce an? Da. Acum ai și pretenții. Păi acum acceptăm orice, le luăm cum vin, le selectăm puțin. Trebuia să mai aștept și tu la a patra întâlnire să vorbim despre așa ceva, nu direct din prima de... Da, nu știu dacă mai ne întâlnim noi sau... Ești foarte materialistă. Auci, ți-am zis?
Măi, Sabin, hai să-ți explic cum stă treaba. În primul rând, nu sunt materialistă. Ești realistă. Sunt realistă și atâta timp cât eu am, nu pot să mai țin pe cineva în spate. Eu nu consum banii nimănui, dar nici nu pot să întrețin eu. Deci dacă eu sunt la un nivel... Și par genul care ai putea să mă întreții? Dar nu doresc. Înțeles. Eu nu mai fac asemenea greșeli. Eu sper că nu începe să vă certați. Nu, aici, nu, nu. Mă iau și plec. Sabin, chiar e un băiat... Mai ai frați? Surori? Da, mai am un frate. Mai ai un frate? Da, mai mic. Ai mai mic decât tine. Și ea mai are un frate. Și eu mai am un frate, da. Nu sunt materialistă, deși asta crede foarte multă lume despre mine. Sincer, chiar vroiam să văd cum reacționează. Zile și zile. Fetelor, vreți să mergem și noi la mall, la nu. Un film, să mâncăm ceva? Nu, Sabin, dar nu, chiar nu vreau să-ți faci o părere greșită despre mine. Nu pot astăzi, dar ca să mă revanșez pentru... discuția pe care am avut-o astăzi, să nu crezi că sunt o persoană materialistă, te voi invita eu următoarea dată și ghiși ce? Voi face eu cinste. Păi, eu vreau să te invit să mergem, că tot mi-ai dat-o cu partea cu materialista și vreau să-ți arăt că nu sunt ținut. Nu, eu sunt convinsă că nu este așa, dar acum, fiind la prima întâlnire, despre ce să vorbim? Despre evenimente, despre cu ce te ocupi dacă tu? Dacă vrei, poți să stai în continuare pe telefon, cum ai făcut de la început. Ca să nu se simtă prost, chiar așa era fair play, să-l invit și eu următoarea dată în oraș. Să nu zică băiatul că am lăsat-o așa. Am o problemă cu mașina și m-a ținut mecanicul la curent. Tocmai de aceea am și luat-o pe Mona cu mine, că trebuie să merg să iau mașina de unde am lăsat-o. În fine, poveste complicată. Dar, ca să nu spui tu că eu sunt o scorpie, da, cum probabil am părut, dar nu sunt, repet, te voi căuta eu data viitoare și uite, ne întâlnim și poate ieșim să mâncăm ceva. Ok, dar te rog să mă uiți. Nu, serios, nu uită. O să salvez și numărul tău de data aceasta. Mi s-a părut frumos băiatul. Tânăr, cu minte, simpatic, cu mașină șmecheră. Mergem? Mergem. Da. Mergem, Mona. Da, dar data viitoare, Camelia, dacă ai promis că te întâlnești... Am promis. Mergeți doar voi doi, pe mine nu mai luați. Am promis. Bine, acum a fost o coincidență că... Da. Totuși ai o mătușă de treabă.